crescut la FCBU, de mic copil. După ce am trecut la mecanică Oradea, după ce la chimica Cosmeveni, în județul Mureș. Mergeam în turnee, mergeam peste tot. Eram fericit, eram acolo. Am făcut cerere, am făcut dosar care și la primărie și nici până ziua de astăzi, de vreo 8 ani, nu mi-a dat nimic. Și am rămas pe drum, pe stradă. Aici cea mai mare durere a omenirii. Unde mai exact stați? Sau? Pe stradă. De cât timp? 1985. Din 85 de când a plecat maica mea în Ungaria și m-a lăsat fără locuință. Și cum v-ați descurcat după? Sau ce s-a întâmplat? Am stat și încoace și încolo. Am stat singur. Eu eram plecat, eram la Târnăveni, eram în altă parte, am fost sportiv. Ce sport ați făcut? Fotbal, 17 ani. Și ați fost într-o echipă sau așa de... Echipă și în echipă mare și am jucat în divizia B, am jucat în divizia A, la Târgu Mureș, la SEA, la Chimica Târnăveni. Am crescut la FCBU-ul, de mic copil. După ce am trecut la mecanică Oradea, după ce la Chimica Târnăveni, în județul Mureș. De ce nu ați mai practicat fotbalul sau ce s-a întâmplat? Am împătrânit. Păi nu, la 30 și ceva de ani după aceea ne-am lăsat de acest sport, nu? După ce m-am lăsat de fotbal, am muncit. Am fost tehnician chimist laborantic. Și acum așa pot să supraviețesc, îmi dă o piesă de 1125 lei. Deci după 36 de ani și 8 luni. Vă dați seama ce bani. Și în domeniul chimiei, de unde m-am îmbolnăvit și cu plămâni și cu una altă. Acum am fost 2 luni, am fost la Cluj la spital. De la slăbit. Dacă vă arăt buletinul să vedeți cum arăt acei și cum arăt acum, e diferență foarte mare. M-am atașat și de o femeie cu care am stat câțiva ani, au plecat în Italia, m-au abandonat și ne-am despărțit acum 20 de ani. Și de atunci am stat 15 ani cu o femeie cu Morico, care chiar astăzi a fost 3 ani de când n-am înmormântat, în 29 octombrie 2020. Copii aveți? Am un singur băiat. Și unde e sau ce face? Dincolo, în Ungaria, acolo s-a născut. De la nu mă duc la ei că nu m-a urmat. Că se droghează, se face, nu m-a prostit. Noi am stat pe armatei române, că și m-am stat cu noi acolo. Și a venit odată domnul Bolojan și a zis, peste o săptămână, două, să ne mutăm de acolo, că ne-a dat locuință alta. Am făcut cerere, am făcut dosar care și la primărie și nici până ziua de astăzi, de vreo 8 ani, nu ne-a dat nimic. Și am rămas pe drumul, pe stradă. Am mai stat la zi de noapte, Deci, acolo a fost o sistematizare. Când m-am dus la domnul Bolojan, m-am întâlnit cu el aici sub pasaj, i-am zis, domnul Bolojan, hai joi la mine în audiență. Mă duc joi, zice, o secretară, păi eu plecat la București. Și peste 10 minute Bolojan era în fața primăriei. Și de atunci nici n-am mai fost, nu m-am mai dus, nu mai am făcut nimic. N-am mai ținut nici telefon, nu mai țin nimic, să nu mă deranjeze nimic. Care a fost cel mai fericit moment din viața noastră? Cel mai fericit moment din viața mea? Când am făcut un sport foarte bun și am început să mă realizez. Și când m-am căsătorit, prima dată, dar am pierdut soția, am divorțat. Și fericirea mea a fost numai sport. Da. Deci mergeam în turnee, mergeam peste tot și eram fericit, eram acel. Să nu consume alcool prea mult și să nu se drogheze. Când ziua de astăzi, tineretul se drogează. Aici cea mai mare durere a omenirii. Eu am făcut un sport, m-am dus în străinătate, că am fost foarte mult. Am fost în Libia, am fost în Siria, am fost în asta. Aveam ocazia să... niciodată n-am încercat. Visul meu, cel mai mare, nu pot să visez aiurea. Deci, să visez degeaba. Visul meu,
ca să am o bătrânețe liniștită. Uh-huh. Și sufletească, și omenească, și față de semeni. Că mulți nu te respectă. Și mai ales tineretul, care sunt tineretul, nu respectă pe oamenii mai în vârstă. Noi, generația veche, din anii 50-60, născuți, am fost crescuți de bunici. Altă am fost crescuți de străbunici și respectăm bătrânii. Și în ziua de astăzi respect. Și care e mai în vârstă ca mine și văd de drama, îi dau locul. Mai bine nu stau eu. Asta e pentru noastră? Thank you for listening to Rudolph's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.